Bine v-am găsit, dragilor, la un nou episod din Vocea Superblog. Astăzi discutăm cu Elena Popa, fondatoare și director de creație la brandul Indira, sponsor care de curând s-a alăturat comunității noastre și tocmai v-a lansat o provocare de creativitate. Bine ai venit, Elena! Bine te-am găsit! Mai întâi, Elena, noi oarecum ne-am cunoscut într-un alt context acum câțiva ani, însă pentru superblogger ești o prezență nouă și binevenită. Ne bucurăm să avem brandul Indira alături de noi primăvara aceasta. Ca să începem de undeva, te rog mai întâi să te prezinți. Numele meu este Elena, am 33 de ani. Am 10 ani de experiență în corporație. Studiile mele sunt în publicitate și în marketing și am început brandul Indira fără să-mi doresc neapărat să fiu antreprenoare, dar totul m-a adus aici, să zic așa. Chiar voiam să te întreb, că tot ai adus vorba, despre Indira. Când și cum a apărut, când ai decis să se lansezi Indira și mai ales să te implici și în partea de creație, ceea ce nu este chiar un proces facil? Depinde. Mie mi se pare destul de ușor și chiar mult mai plăcut decât varianta în care importam. Dar o să-ți povestesc de la început și cum am ajuns să construim brandul Indira. Eu de la început, mă rog, dinainte de brandul Indira, îmi cumpăram foarte multe bijuterii, purtam foarte multe bijuterii, eram în continuă căutare. De cele mai multe ori erau gablonțuri, pentru că la momentul respectiv nu se găseau atât de multe modele din argint sau din aur, sau dacă se găseau, erau extraordinar de scumpe și nu-mi doream să dau acea sumă de bani. Așa ajungeam să port doar, majoritatea erau gablonțuri. Frustrarea cea mai mare era că după ce le purtam de câteva ori, ele se deterioreau și trebuia să le arunc pentru că nu mai puteau fi purtate. Era destul de frustrant pentru că îmi plăceau foarte mult, dar trebuia să renunț repede la ele. Și la scurt timp am plecat într-o vacanță în Thailanda. Am ajuns într-un loc plin de bijuterii, într-un paradis al bijuteriilor, unde am găsit extraordinar de multe modele diferite de ce găseam în România și la un preț extrem de decent. Atunci am cumpărat multe bijuterii pe care le plănuiam să le port, dar să le și ofer cadou. Am ajuns în România, prietenele mele au fost super încântate de bijuterii și de preț. Atunci m-am gândit cum aș putea să aduc și mai multe ca toată lumea să se bucure de ele și nu doar eu și prietenele mele. Și așa am ajuns să import bijuterii din Thailanda, așa a început Indira, urmând ca ulterior să trecem la partea de creație în care noi să ne creăm propriul design de bijuterii. Așadar, mai întâi a fost partea de import, apoi a urmat creația, după ce deja aveai experiență și în calitate de cumpărătoare și purtătoare de bijuterii, dar și deja erai la început de antreprenoriat. Spune-mi, te rog, Elena, cui vă adresați voi? Sigur că în general tuturor femeilor, dar dacă ar trebui să știm un pic mai multe despre, să zicem, buyer persona, acel profil al cumpărătoarei voastre, cam care ar fi cumpărătoarea de bijuterii Indira? Ne adresăm în principiu femeilor care își doresc un alt tip de bijuterii, alte modele, diferite de cele clasice. În principiu, acest buyer persona sunt femeile cuprinse cu vârste între 20 și 40 de ani, majoritatea, într-adevăr, un procent foarte mare, dar avem din toate categoriile de vârste. Este greu să spun că avem un singur segment, poate e mai dominant, dar cu siguranță avem foarte multe persoane și din alte categorii de vârstă. Și spre surprinderea mea, pentru că am analizat puțin audiența noastră, am observat că sunt și diferite ca stil. Adică dacă sunt persoane mai vintage, își găsesc foarte multe produse pe site-ul nostru. Dacă sunt persoane care au un stil mai minimalist, la fel își găsesc. Și atunci cred că este mai degrabă
dorința femeilor de a fi diferite și noi venim în întâmpinarea acestei nevoi și oferim niște modele diferite. De asemenea, ne adresăm și femeilor care își doresc să plătească un preț decent pe o bijuterie, care are un buget mediu și care în acest preț primesc o calitate superioară. Chiar am lucrat foarte mult pe partea de calitate și am ajuns la un nivel foarte bun. Cam atât despre publicul meu țintă, ca să zic așa. Apropo de calitate, într-adevăr, cred că e un subiect care ne preocupă pe toate, dar și pe toți cei care oferă cadouri, bijuterii. Cum vă asigurați, Elena, că puteți oferi această calitate constant? În ceea ce privește materia primă, sigur că în procesul de creație vă implicați direct, dar în ceea ce privește materia primă, probabil există niște criterii stricte de selecție? Avem mai multe procese in place, să zic așa. Primul rând, noi producem bijuteriile în fabrici din întreaga lume, colaborăm cu fabrici care produc în același timp pentru mari branduri din Statele Unite, din UK și Europa. Am testat foarte multe fabrici, la modul că am realizat aceeași bijuterie la mai multe fabrici și am ales-o pe cea mai calitativă. Așa. După ce testăm aceste bijuterii și le producem în cantitate mare, dacă o bijuterie se întâmplă ceva cu ea sau mai multe cliente se plâng de un aspect, cum a fost cazul bijuteriilor placate cu aur. Bijuteriile placate cu aur în strat subțire, ele reacționează foarte rapid cu produsele chimice, produsele cosmetice, cu uleiurile de masaj, cu parfumul, cu crema, reacționează și se arată foarte, foarte rău după. În acel moment în care noi avem o problemă tehnică cu un produs, vorbim cu fabrica, vorbim cu bijutierii și le spunem care este problema și ce soluții ne oferă. Și una dintre soluțiile pe care ei ne le-au oferit a fost să creștem stratul de aur, să creștem placajul la 2 microni, ceea ce am și făcut și acum chiar nu mai avem absolut nicio problemă cu aceste bijuterii placate. Un alt lucru pe care îl facem legat de calitate este ca dacă o bijuterie are mai multe 3 reclamații, indiferent cât de frumos este modelul și cât de dorit, renunțăm la acel produs. Dacă nu putem să-l îmbunătățim, efectiv renunțăm la el, preferăm să nu-l avem decât să avem un produs frumos pe site și mulți clienți nemulțumiți. Având acest proces continuu, în care ajustăm calitatea și ne preocupăm extraordinar de mult, putem să oferim o garanție de 12 luni. Putem să avem încredere să oferim această garanție de 12 luni. Elena, cum se prezintă piața de bijuterii din România și cum vă diferențiați voi? Deja mi-ai zis câteva elemente importante care sigur contează în procesul de achiziție pentru oricine, dar cred că și concurența este destul de acerbă, cu atât mai mult este un atu pentru voi că reușiți să aveți clienți. Da, cumva am avut și eu această surpriză, să zic așa. Piața din România de bijuterii este destul de mare, este în jur de 200 de milioane de euro. În 2020 această cifră s-a diminuat cam cu 30%. Această piață s-a diminuat cu 30%, mai ales pentru bijuteriile foarte scumpe, dar totodată cu pandemia au crescut foarte mult vânzările în online pentru bijuterii, pentru că bijuteria este un produs care se cumpără în mod tradițional offline și atunci au crescut foarte mult achizițiile în online și a fost o predispoziție mai mare spre bijuteriile mai accesibile la preț. Așadar, exact ce oferiți voi, practic. Exact. Da, și ca să-ți răspund și la întrebarea cum ne diferențiem, în primul rând ne diferențiem prin modelele noastre de bijuterii, prin faptul că aducem mereu bijuterii noi și oferim un aspect fresh site-ului și catalogului.
Al doilea lucru este calitatea, faptul că oferim această siguranță clientului în cazul în care îi se întâmplă orice cu bijuteria, timp de 12 luni își primește banii înapoi, nu neapărat are oportunitatea să schimbe, poate să și schimbe, dar își primește banii înapoi dacă optează, are opțiunea asta. Și în al treilea rând, facem un client service de excepție, oferim o foarte mare atenție clienților. Ne dorim ca ei să fie fericiți și nu doar să facă o comandă la noi pe site, pentru că vrem să legăm cu ei o relație de lungă durată și majoritatea clienților noștri sunt de lungă durată. Și atunci, indiferent de ce problemă are un client, inclusiv, să dau un exemplu, o clientă ne-a sunat acum câteva zile să-mi spună că a cumpărat un inel și l-a ținut în cutie vreo 3 luni, dar că a slăbit și s-a modificat mărimea degetului și atunci ar vrea să-l schimbe pentru că nu l-a purtat și dacă e posibil. Conform regulilor, doar 30 de zile ai la dispoziție să schimbi produsul, dar pentru că ne doream ca acea clientă să-și poarte inelul totuși, să beneficieze de el, atunci îl am schimbat. Da, cam acestea trei sunt valorile noastre: calitate, autenticitate și, cel mai important, satisfacția clienților. Și acest lucru se poate vedea și în recenziile noastre, atât de pe site, cât și de pe Facebook. Super! Păi, da, sunt elemente importante pentru toți. Și aș vrea, Elena, pentru că ai menționat de o gamă mare de produse, sunt curioasă despre câte produse aproximativ vorbim. Câte aveți acum pe site? Mă rog, așa, în general. În jur de 700 de modele, dar am avut în total peste 1500. Wow. Lungă timpului. Wow. Și înțeleg că în mare parte dintre acestea, practic tu te implici direct în calitatea de director de creație atunci când stabilești ce veți include în ofertă. Da, eu sunt director de creație pentru că decizia finală este la mine. Dar participă foarte multă lume la partea de creație și cel mai mare insight pe care îl luăm este de la clienții noștri. Clientele noastre ne sună și ne spun ce și-ar dori să vadă pe site sau ne trimit poze și ne inspirăm foarte mult pentru că e destul de ușor să luăm decizia astfel. Și atunci, primind deja de la ele ce își doresc, de exemplu, dacă este un inel care le place foarte mult și își doresc și o pereche de cercei la fel, atunci noi facem și cercei. Și, practic, procesul de creație începe cu o discuție între mine și fabrică și bijutieri. După ce stabilim materialul din care este făcut piatra, placajul, grosimea, culoarea placajului, ulterior ei vin cu designul în format CAD, eu îl aprob sau modific, după care urmează procesul de producție al fabricației al sample-ului, care durează 4 săptămâni. După 4 săptămâni ajunge la mine în România și mă uit la el, îl verific, îl port dacă pot și după care luăm decizia dacă îl vom face în cantitate mare sau nu. E posibil să nu-l facem dacă nu este ok, dacă nu este ce trebuie. Uneori mai și greșim. Dacă nu trece proba pe care o realizează chiar Elena, purtătoarea și iubitoarea de bijuterii. Dacă noi am gândit și nu este bine, atunci renunțăm. Așadar, vorbim despre un proces care, din câte înțeleg, durează cel puțin 2 luni, dacă nu mai mult. 2-3 luni durează. 2-3 luni. Până ajunge la noi pe site. Bun. După care trebuie să treacă, desigur, proba purtării chiar de către cliente și aici sunteți atenți la feedback-ul primit. Da, și vedem și cât de mult este dorit acel produs. Dacă este dorit, îl facem și mai multe pietre. Adică procesul este continuu și monitorizat, să zic așa. Nu punem un produs, l-aruncăm acolo și îl monitorizăm. Bun, dacă vorbim despre Elena, director de creație și totodată iubitoare, purtătoare de bijuterii, aș fi curioasă
Cum te-ai descrie tu, Elena, dacă ai fi o bijuterie, să zicem? Există, nu știu, o bijuterie preferată, ceva care să poarte emblema Elenei Popa? Dacă aș fi o bijuterie, cu siguranță aș fi una atipică. Îmi plac foarte mult bijuteriile atipice, pe care nu le întâlnesc nicăieri. Și cu siguranță ar fi cu o piatră semiprecioasă sau prețioasă, pentru că îmi plac foarte mult pietrele. Asta se vede și la noi pe site. Și pentru că mereu sunt fascinată de ce frumusețe ne oferă natura. Și cu siguranță ar fi o bijuterie extrem de practică și care nu ar trebui să fie dată jos atunci când mă spăl pe mâini sau intru în contact cu alte substanțe. Pentru că sunt destul de practică și nu sunt genul care să am grijă de ele. Tocmai de asta lucrez foarte mult și la bijuteriile Indira. Să poți să le folosești non-stop. Nu să nu trebuiască să le dai jos când te speli pe mâini sau când folosești substanțe. Da, și pentru că ne-ai spus despre site, vom prezenta imediat și site-ul, timp în care te rog să ne și spui, am văzut că aveți o ofertă foarte variată, aici și inele și cercei și coliere, brățări, brățări de picior, pandantive și, mă rog, din argint, din aur, cu perle, cu pietre semiprețioase, o gamă foarte bogată. Te rog să ne spui tu, Elena, mai multe despre oferta voastră și despre aceste categorii de produse. Noi am început și am devenit cunoscuți pentru inelele noastre cu pietre semiprețioase. Așa a început totul, să zic așa. După care avem o gamă extraordinar de variată de inele cu pietre. Și am început acum și pe partea de cercei să avem o gamă foarte variată. Pe partea de pietre semiprețioase deja facem foarte multe lucruri. Acum începem cu pași mici și timizi să ne extindem pe zona de bijuterii din aur, pentru că ni s-a solicitat de către clientele noastre care au vrut pietre semiprețioase pe aur. Am început să creăm și modele din acestea. Tot cu pași mici și timizi am început să facem și bijuterii cu perle, pentru că tot clientele noastre ne-au cerut. Încercăm să găsim modele diferite de cei piață și reușim cât de cât, dar cum ziceam, sunt niște pași timizi și la început vrem să vedem și care sunt reacțiile clientelor noastre și probabil vom continua. Urmează să ne extindem foarte mult gama de produse în ceea ce privește brățele de picior, pentru că acestea nu mai sunt purtate doar la plajă sau doar în vacanță. Ele sunt purtate aproape oriunde, chiar dacă ieșim din casă și ne ducem doar până la un magazin, brățara de picior este acolo, dacă este permisă vremea. Și atunci o să ne extindem foarte mult pe partea de brățări de picior. Și urmează o surpriză la vară, și anume lanțurile pentru ochelari. Vom avea o ofertă destul de bogată. Super, păi abia așteptăm vești. Dintre toate cele enumerate, Elena, ne poți spune oare care sunt cele mai căutate? Nu știu, există un top așa în rândul clientelor? Există diferențe de sezonalitate sau nu? Cele mai iubite și îndrăgite bijuterii unde stocurile se epuizează instant sunt inelele cu pietre semiprecioase. Avem niște bestsellere acolo care sunt foarte dorite și nu reușim niciodată să producem pe cât se comandă. Și a doua întrebare era... Dacă există diferențe legate de sezonalitate, apropo de faptul că aveți ofertă de vară. În vara se comandă foarte mult brățări de picior, foarte mult. Nu știu, de 2 ani a început această modă cu brățările de picior, să se poarte și în afara vacanței. Și cercei se poartă foarte mult vara. Iar în partea cealaltă avem inele și brățări.
Da, văd, aici aveți o sumedenie de modele și cred că este dificil să alegi din atâtea. Cred că orice femeie are dificultăți în a alege și aici aș vrea să te întreb, dincolo de estetică, dacă ar fi unele criterii de care ar trebui să ținem toți cont atunci când ne alegem bijuteriile. Fie că le vom purta noi sau poate că le vom dărui. Cam ce ar trebui să cunoaștem, Elena, înainte de a alege bijuterii? Primul lucru cel mai important atunci când cumpărăm o bijuterie, cred că este ce calitate ne dorim. Dacă ne dorim și cât vrem să purtăm acea bijuterie. Dacă vrem să o purtăm, să avem toată viața, atunci trebuie să ne uităm la partea tehnică. De exemplu, la o bijuterie din aur, ne uităm să vedem caratajul. La o bijuterie din argint, ne uităm placat, argint placat, ne uităm să vedem ce grosime are placajul, dacă este doar baie sau este placaj gros, de 1 micron, 2 microni, peste 3 microni deja se numește gold vermeil. Ne interesează piatra, dacă este naturală sau sintetică, ne interesează cum este montată piatra. De obicei, calitatea se vede prin faptul că piatra este ținută de montiură și nu lipită. Pentru că ca o piatră să fie frumoasă, prin ea trebuie să treacă lumina. Și atunci, dacă se aplică adeziv, atunci piatra va fi ternă. Pe lângă, deci contează foarte mult cât îți dorești să porți bijuteria și dacă calitatea ei va permite să o porți. Un alt lucru care, părerea mea, este important și pentru mine a fost extrem de important și de asta îl ofer, era important ca atunci când eram clientă, este care sunt serviciile post-vânzare. Adică dacă, de exemplu, te răzgândești. Eu, de exemplu, mă răzgândesc foarte des. Îmi cumpăr ceva și poate a doua zi nu mai vreau altceva. E bine să există această libertate, să poți să, timp de 14 zile, bine, la noi este 30 de zile, să poți să-ți schimbi bijuteria. Poate era într-un moment în care ai vrut să cumperi ceva și a doua zi te-ai gândit că poate mai bine îți stă cu altceva. Este ok să te răzgândești și noi încurajăm. Sau să vrei să probezi. Să vrei să probezi acasă, să vezi dacă îți vine bine și dacă nu îți vine bine, pentru că shoppingul online are acest aspect, nu poți să probezi. Să poți să returnezi dacă nu-ți vine mărimea sau dacă oferi cadou cuiva și este greu să abia nimerești mărimea ta, dar să nimerești mărimea altcuiva, este bine ca acea persoană să aibă libertatea să-și schimbe mărimea sau să schimbe tot produsul. Ni s-a întâmplat multe persoane care au primit cadou bijuterii de la noi să le schimbe pentru că nu erau pe gustul lor și e destul de greu să nimerești gustul cuiva, mai ales dacă nu-l cunoști atât de mult. Iar acest serviciu de schimb și retur trebuie să fie ușor de făcut. Nu trebuie să fie o bătaie de cap, trebuie să fie extraordinar de simplu. Iar un alt aspect, mai ales când mă gândesc la cadou, trebuie să vorbim și despre un ambalaj, pentru că contează foarte mult povestea pe care o creezi în jurul bijuteriei. Când mă refer la ambalaj, mă refer să fie o cutie estetică, mă refer la o pungă de cadou, mă refer la o felicitare. Noi am lucrat în ultimul an la acest aspect și ambalajul oricum era deja potrivit pentru a fi dăruit, dar acum există și posibilitatea să atașezi o felicitare pe care să lași un mesaj personalizat în colet. Da, chiar mi-ai ridicat mingea la fileu pentru că voiam să ating și acest subiect al cadourilor, pentru că are legătură și cu provocarea pe care ați propus-o superblogărilor. Și este foarte important de știut că dincolo de această ofertă generoasă există și servicii pentru clienții voștri, inclusiv pentru cei care optează pentru cadouri și, mă rog, nu întotdeauna poate avem, știu și eu, inspirația necesară să facem cele mai bune alegeri, așa că ne ajută în special un consultant din partea Indira atunci când vrem să dăruim ceva.
Elena, înainte să discutăm un pic despre ce planuri aveți voi și ce strategie v-ați propus pentru un super blog, aș vrea să știu dacă în această ecuație generală, în tot ce înseamnă bijuterii, nu știu cât contează din punctul tău de vedere simbolistica bijuteriilor, materialul din care ele sunt realizate, întregul pachet de servicii post-vânzare. Nu știu, practic vorbim despre un ansamblu de aspecte și toate contează în diverse proporții pentru clienții voștri, implicit și pentru voi. Dacă ai sintetiza, să zicem, tot ce înseamnă munca voastră la Indira într-o ecuație, într-o ecuație cu bijuterii, cum ar fi? Pentru noi este foarte important clientul și feedback-ul lui. După asta ne ghidăm. Acesta este ghidul nostru pe care îl avem. Ce își doresc clienții noștri de la noi? Când cineva ne spune și este nemulțumit, noi luăm un pic și o foaie, ca să zic așa. Toate feedback-urile negative sunt mai mult decât binevenite. Se răspund la întrebarea cu simbolistică și cât de mult contează enorm, pentru că bijuteriile nu sunt un produs funcțional. Oricine poate trăi fără bijuterii, tocmai povestea care e în spatele bijuteriei o face mai atractivă și mai dorită. Pentru că avem foarte multe pietre semiprețioase, clientele ne întreabă o anumită piatră, cum i-ar schimba mood-ul sau ce aș recomanda eu, și asta mi se pare foarte, foarte drăguț, pentru că multe femei aleg să poarte, de exemplu, piatra lunii pentru că le dă un boost de feminitate, sau aleg să poarte bijuterii în formă de șarpe pentru că sunt într-un moment al vieții în care simt că ele renasc sau vor să se reinventeze. E o legătură foarte strânsă. Bun, așadar există și o parte spirituală acolo, dincolo de cea estetică și funcțională. Sunt curioasă, Elena, poate ați primit solicitări de a realiza și bijuterii la comandă, după modelul clientei. Este posibil acest lucru? Da, am primit cereri. N-aș putea spune că facem chiar bijuterii pe comandă, pentru că, cum spuneam, noi lucrăm cu fabrici și atunci e nevoie de o producție, un volum de produse din același model, dar dacă este un model, și asta chiar facem, dacă este un model care se potrivește stilului nostru, îi putem spune clientei că îl putem realiza și în 3 luni este pe site. Sau, tot așa, să-ți dau un exemplu, m-a stat o clientă acum 2 zile să mă întrebe de un inel existent, un model existent, dacă îl putem face și pe cuarț roz. Cum am gândit mai departe a fost în felul următor: cuarțul este o piatră destul de căutată la noi pe site, modelul respectiv ar arăta bine cu acea piatră și atunci i-am spus că peste o lună îl va găsi pe site cu cuarț roz. Așadar putem face diverse combinații, să zicem un da. Anumit model cu o piatră diferită, aici ne bazăm pe sprijinul vostru. Elena, revenind la contextul în care discutăm și anume participarea voastră la Superblog, aș vrea să ne spui care este strategia voastră pentru această primă participare în competiție și ce așteptări aveți de la Superblogger? Ce le recomandați? Ce nu le recomandați? Este pentru prima dată când participăm la Superblog și atunci suntem destul de necunoscători. Ne dorim foarte mult să învățăm din experiența asta și n-aș putea spune că avem o strategie, ci mai mult suntem cu ochii deschiși să învățăm. Așteptări, n-aș spune că avem chiar niște așteptări, dar sunt foarte curioasă să văd cum se gândesc bloggerii la persoanele importante din viața lor și ce bijuterii le sugerează. Pentru că mi se pare foarte interesant la bijuterii, de multe ori te uiți la anumită bijuterie și imediat îți vine o anumită persoană în minte care ar purta acea bijuterie. De asta sunt foarte curioasă. În principiu, tema este destul de ușor de abordat. Toți facem cadouri, toți avem femei prețioase în viața noastră. Sunt convinsă că nu o să fie nicio problemă la acest capitol. Ce mi-a plăcea de la ei este să fie extrem de să fie autentici, pentru că până la urmă așa suntem valoroși prin faptul că suntem unici, fiecare gândim diferit
Și efectiv mi-a plăcea să văd creativitatea lor în a alege cadoul pentru acea persoană. Ce mi-ar plăcea ar fi ca cerințele tehnice să fie respectate și pozele pe care le folosesc ei să fie de pe site-ul nostru sau din acea galerie pe care noi am trimis-o, ori de pe canalele noastre de social media. Bun, păi am înțeles că deja avem în comunitate purtătoare de bijuterii Indira, o sursă de inspirație pentru ele, iar ceilalți sigur că vor pune imaginația la încercare pentru a găsi cadoul potrivit pentru femeile prețioase din viața lor. Acesta a fost, Elena, podcastul nostru de astăzi. Îți las ție mesajul de încheiere. Mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte fericită să particip la Superblog și sunt convinsă că o să fie o experiență superbă. Abia aștept să văd articolele voastre și sunt super curioasă să văd ce bijuterii alegeți pentru femeile voastre. Îți mulțumim, Elena, pentru tot ce ne-ai spus astăzi. Am învățat lucruri interesante despre bijuterii. Data viitoare, când facem cadouri, avem niște informații în plus care ne vor ajuta. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ne-ați urmărit. Sunt Claudia Pătrașcu, ați urmărit podcastul Vocea Superblog. Până la următoarea întâlnire, să fiți bine!